Salutare, dragilor, și bine ați venit la un nou videoclip în care vă voi împărtăși puțin din experiența mea de acum vreo 2 sau 3 ani, cred că au trecut deja, când am trecut prin operație de deviație de sept și o să vă spun cum am căpătat deviația de sept, cum am pregătit pentru operație, cum a fost la operație, cum a fost după, pentru că probabil asta vă interesează cel mai mult, și cum sunt astăzi. Așa că hai să începem. Înainte de toate, să știți că mai am un videoclip în care am povestit puțin de experiența mea când am trecut prin operație de scoatere a amigdalelor. O operație foarte interesantă, dar și mai interesant e ce s-a întâmplat după. Așa că dacă vreți să aflați, linkul este în descriere. Am văzut că a ajutat ceva lume acea experiență prin care am trecut și am povestit și mă bucur foarte mult pentru asta. Am văzut că sunt o groază de comentarii acolo pozitive. Și bineînțeles, dacă aveți întrebări și despre operația de deviație de sept, aștept cu drag în comentarii, unde bineînțeles o să încerc să vă răspund la toată lumea și dacă sunt de natură medicală, iarăși vă încurajez foarte, foarte puternic să vă duceți la un doctor de ORL, specialist în așa ceva, pentru că el vă poate îndruma în orice întrebare medicală ați avea-o. Și cum să nu, vă recomand cu drag pe doamna Ana Maria Apostol, pentru că și în această operație a fost mereu lângă mine, cu cele mai bune sfaturi și chiar vă recomand cu căldură. Chiar dacă sunteți din București sau nu, eu zic că merită să vă duceți măcar la o consultație, să vedeți despre ce e vorba și să stați puțin de vorbă dacă aveți întrebări de natură medicală, bineînțeles. Știu că acestea cu recomandări, foarte multă lume se ia după recomandări. Eu sunt la a doua operație, acum știți cum e ca la bucătărie. Degeaba complimentez bucătarul dacă nu mănânci mâncarea. Așa că confirm puțin spusele din videoclipul cu descoaterea amigdalelor prin faptul că am făcut a doua operație tot la dânsa. Și pot să vă spun că, în special din cauza deviației de sept, vă poate afecta și gâtul. Pentru că tot așa, din cauza faptului că probabil septul este strâmbat, există șansa ca anumită mucoasă, da, din mucii noștri să stagneze acolo și să se formeze puroi sau să se infecteze și uite așa această infecție, pentru că tu înghiți și se duce și către amigdale, vă inflamează amigdale, vă inflamează gâtul și uite așa căpătați și dureri de gât. Nu știu dacă am descris extraordinar, dar știu foarte sigur că una dintre problemele pe care le-ați putea avea cu gâtul se datorează și din cauza nasului, septului. Acum nu vă închipuiți că eu am căpătat deviația de sept într-un mod foarte, foarte original. Nu, a fost unul, cred că, destul de clișeic, aș spune. Bineînțeles, când eram mic, eram la bunica mea acasă. Bunica mea stă la bloc la etajul 4, la ultimul etaj, și eram cu părinții mei. Și pot să vă spun foarte sigur că de atunci și până astăzi n-am mai reușit să ajung atât de repede cum am ajuns atunci de la etajul 4 la etajul 3. A fost, deci am mai încercat, dar nu, deci numai în caz că sar, dar nici dacă sar, adică, bă, deci, bă, o viteză, da, nici m-am învârtit mai repede ca roata, mă. Nu mai țin minte cum s-a întâmplat exact, care a fost motivul că m-am împiedicat sau că aveam șiretele desfăcute sau că am alunecat, chiar nu mai țin minte acest aspect, dar ce știu e că m-am rostogolit atât de repede și atunci am și dat cu nasul fix în treapta de la scări. Bine că m-am oprit la 3, că dacă aveam o viteză mai mare, cred că intram și mai era o ușă, era apartamentul vecinului de la 3 acolo, dar cred că am ciocănit puțin cu bucile. Nice. Cam așa m-am căpătat eu deviația de sept, am dat cu nasul în treapta de la scară, nu mai țin minte dacă mi-a curs sânge, cât dacă m-a durut, cât a fost umflat, eram mult prea mic. Dar ce pot să vă spun este că cam toată viața mea, până când să fac această operație, am respirat pe gură. Mi era foarte greu să respir pe nas, nara stângă era înfundată tot timpul, iar dacă voiam să inspir, să simt cum intre aerul prin ambele nări, trebuia să-mi apăs așa pe nas în stânga ca să pot să mă bucur și eu de o inspirație corectă, corespunzătoare, cum s-ar spune. Dar cam toată viața mea, de fapt, am respirat pe gură, am inspirat și respirat pe gură. Iar nu mai țin minte dacă mi-a spus-o un doctor sau dacă mi-a spus-o altcineva, dar știu că îmi ziceau ceva de genul că îmi face rău la dantură, pentru că pun foarte mult pe presiune constantă pe dantură, dinții o să iasă strâmb sau o să strâmbe în timp. Nu mai țin minte care era informația, dar ce pot să vă spun este că a nimerit-o, dar dinții mei nu sunt cei mai drepti dinți din lume. Chiar au fost împinși în stânga, în dreapta, în față, în spate și nu știu dacă asta se datorează neapărat din cauza faptului că respiream pe gură. Dacă există un medic aici, uite, chiar n-am întrebat-o pe doamna mea doctoră să văd dacă asta e o informație din punct de vedere medical corectă, dar puteți să întrebați mai departe sau dacă există un medic pe aici, puteți să spunem în comentarii să ne lumineze pe toți. Doar voiam să vă spun să aveți și voi grijă că dacă aveți peste 18 ani, vă încurajez încă de la bun început să vorbiți cu un doctor, să vedeți care sunt atât beneficiile cât și
nu știu dacă există contraindicații, dar cel mai bine să pentru sănătatea voastră, pentru voi, cel mai bine ar fi să vorbiți direct cu un doctor. Dar eu cred că e super, super benefică această operație și o să vă spun imediat și de ce. În primul și în primul rând, încă de la începutul acestui videoclip, vreau să vă spun un singur lucru. Să nu aveți frică. Fără frică. Știu că este greu, știu că, mai ales pentru cei care n-au trecut niciodată printr-o operație, o să înceapă palpitațiile, emoțiile, o să vă bată inima. Este ok, este în regulă, este normal. Dar frica este ceva ce amplifică toate aceste emoții și poate să o amplifice, de exemplu, vă spun din experiența mea când am mai făcut și alte operații, că am avut oameni cărora a crescut tensiunea și n-au putut să fie operați, așa că au trebuit să fie amânați. Și nu mai țin minte dacă le-au făcut sau nu, li s-a făcut sau nu anestezia, dar așa că încercați foarte mult să vă eliminați frica. Pentru că, până la urmă, la baza tuturor lucrurilor, frica este o alegere, indiferent de ce vă este frică. Absolut indiferent de ce vă este frică. Deci frica este o alegere, asta este tot ce pot eu să vă transmit. Acum fiecare ia această informație cum vrea ea, puteți să o luați de bună, puteți să o ignorați, dar eu v-am spus-o din suflet și atâta timp cât alegeți să nu vă fie frică, o să vedeți că o să aveți o groază de beneficii. Așa că hai să ne întoarcem la videoclip acum. Cum m-am pregătit pentru operație? Ei bine, am făcut analizele, bineînțeles, nu știu dacă au fost fix aceleași pe care le-am făcut și la operația de scoaterea amigdalelor, dar nu trebuie să vă faceți griji că vă dă doamna doctoră exact ce trebuie să faceți. După ce am făcut analizele, bineînțeles, n-am mai trebuit să fac nimic, doar să mă prezint în ziua operației, la ora programată. Neața, bă, prăduitorilor, bă, ce faceți, mă? Practic, acum o aștept Uber-ul și o să mă duc spre cabinetul medical, spre spital, de fapt. Și de unde o să fiu probabil preluat, pregătit, chestii nebunii. Mă aștept să se întâmple exact ce s-a întâmplat și la amigdale și anume să pur și simplu să mă cazez, ca să zic așa, în salon, să mi se dea o soluție cu care să fac duș. Pe la 11 ar trebui să intru la operație, la 9 zi să fiu pe acolo. Am fost să-mi iau adeverința medicală momentan și acum aștept Uber. Na. Nu știu dacă mai dau vreun semn până la operație sau nu, poate din salon. Așa că vedem cum evoluează lucrurile, ne vedem mai departe. Ciao. Și acolo la fel ca și data trecută, am fost întâmpinat de o doamnă asistentă care m-a instructat ce ar trebui să fac, mi-a zis să fac duș cu o soluție de-a lor de acolo. Hai că am și ajuns. Pot să vă fac un fel de room tour aici dacă vreți. E ce se mai hotel 5 stele. Când am venit, mi-am pus, am văzut și eu, am crezut că e un curier. Și mi-am pus și eu geaca aici în curier. Și nici doamna asistentă, vă rog frumos, dacă puteți, se poate să puneți un dulap călăie pentru perfuz, zic, ah, fuck. Avea agățătoarea asta. Mă, avea agățătoarea aia. Mi-a dat și pijamale acela stil rochiță, iar pentru cine este curios cum îmi stătea în acea pijama stil rochiță, poza este pe Instagram. Puteți să vedeți Instagram-ul și în descriere. Dacă sunteți curios, vă aștept și acolo cu un follow, cum să nu. Tot ce a trebuit să fac este să aștept cu mințele în salon până mă chema în sala de operație. Deci am un outfit de invidiat. De invidiat, fetelor, sunteți pregătite? Wait till you see the... No. Bineînțeles, după aia m-a chemat în sala de operație, acolo m-am întâlnit cu anestezista, cu doamna doctor, cu mai multe asistente, cu asistentul șef, cred că era același om ca și același băiat ca data trecută, din câte mi-aduc eu aminte, nu mai țin minte sigur, dar ca și anestezie am făcut la fel, anestezia totală, m-am dus frumos pe masa de operație, după ce au verificat și toate au fost în regulă, după ce s-au pregătit, tralala. Am fost acolo m-am pus pe masa de operație, mi s-a pus acea mască de băgat în lumea viselor și de atunci eu n-am mai știut nimic până m-am trezit, dar uitați aici, vă las câteva imagini din sala de operații să vedeți ce a scos acolo și câte lucruri a putut să scoată doamna doctor din nasul meu. După cum bine vedeți aici, scoate
Și vă uitați-vă și voi puțin pe masă aici câte lucruri a scos acolo. Nu știu exact ce sunt, dacă e parte din, dacă e cartilaj, dacă e os, dacă e, habar nu am ce e acolo, dar cert e că au fost destul de multe lucruri scoase din nasul meu. Așa că, după cum s-a văzut și ce e acolo, clar, cred că aveam nevoie de operația asta. Cert e că pot să vă spun foarte sincer că pot să inspir și să expir foarte bine, mult mai bine acum. Bineînțeles, nu? Acum e total diferit când ai nasul înfundat de răceală sau chestii de genul ăsta. Acum o să pot să întăresc și o idee, chiar dacă nu o respect cu strictețe. Este foarte bine să vă faceți toaleta la nas, exact cum zicea și doamna doctoră, așa cum te speli pe dinți, ar trebui să te speli și nas. Acum, eu aș putea să adaug puțin o chestie foarte importantă. Încercați să nu luați un spray nazal cu apă de mare, bogat sau concentrat în sare, pentru că o să vă irite puțin. Poate pentru unii o să vă curgă sânge, pentru că se sparg anumite vase foarte, foarte mici și sensibile. Iar mai ales la copii, trebuie să luați unul special pentru copii, pentru că altfel același lucru o să-i întâmple și lui, mai ales la ei, că este mai sensibilă puțin treaba. Cam asta ar fi ca și o mică experiență din partea mea, că atâta timp cât aveți grijă la concentrația sării, să nu fie o concentrație foarte mare de sare, o să vă ajute tare, tare mult să vă faceți și toaleta. Acum, continuăm cu operația, ca să nu mai facem, mai intrăm în o groază de paranteze. După operație, n-am simțit absolut nicio durere. Bineînțeles, probabil eram sub anestezie atunci, n-aveam avut nicio treabă, m-am trezit bine de data asta, n-am mai dormit atât de mult precum am dormit data trecută la operație de scoatere a amigdalelor, nu știu, atunci cred că eram și foarte obosit, am dormit ca un prunc, cred că am intrat în operație la 12 atunci și, sau la 11, nu mai țin minte, și m-am trezit la 7. La 6 jumate, 7. Vă dați seama că n-am sunat pe părinții mei la ora 7? Au făcut, cred că toți așa. Aici nu mai țin minte cât am stat, dar cert e că m-am trezit mult mai devreme de data aceasta și la fel mi-a fost super bine. Nu țin minte să mă fi durut capul, să fi fost amețit, să mă fi durut nasul. Așa sunt primele mele cuvinte după ce m-am trezit, după ce am fost adus în salon, bineînțeles, după ce m-am trezit. Pentru că după operație am fost la ATI, am stat acolo la ATI supravegheat până când toate semnele vitale erau bune. Singurul lucru care a fost puțin diferit la trezire față de operația de amigdale din martie, aprilie, nu știu cum mai exact, a fost durerea de cap, aveam o durere de cap cumplită, mai ales la ceafă, dar mi-au băgat o groază de calmante ca să fie bine. Și bineînțeles înfundarea urechilor, care, dacă cas puțin gura, mi se desfundă, dacă reghid, mi se înfundă iar. Iar o altă chestie pe care puteți să o țineți minte este că la fiecare operație ce necesită sau ce are anestezie generală, o să vă intubeze. Și mă ustură pe gând, dar mi-au dat un tatu ca să-mi treacă, o să treacă și chestia aia. Sunt sigur în cameră, mi-au dat și o sticlă cu apă, am aici și o carte să citesc, am telefonul, încărcătorul, am tot ce doresc. Trebuie să vă recunosc că mi-este un somn. Am venit mâncarea și cam asta am de mâncat. Am aici o pâine frumos, în felia asta, cum să zic eu, pachetată, un iaurțel care începe să mergem în ea, o salată cu lămâie, un măr, și aici niște cartofi cu morcovi la cuptor și aici nu știu ce pare a fi un păstrăv sau ceva. Să mă apuc să mănânc și cred că o să mă apuc să dor. Apropo, eu am făcut operație de deviație de sept și de cornete, nu mai țin exact. Cred că sunt cornetele inferioare care au fost și ele micșorate sau cel mai bine ar fi să întrebați pe doamna doctoră ce se întâmplă în această operație, dar știu că au fost incluse și chestia asta de adaptare a cornetelor, nu știu. Dar nu am făcut și rinoplastie sau nu știu cum se numește exact, operația în care ți-l și îndrept efectiv vizual, ca să zic așa. Ăla e alt tip de operație, iar eu nu am vrut să optez pentru el. Acolo, să știți, cred că pot să apară dureri, umflături și învinețiri. Eu acolo cred. Aici, la operație de deviație de sept și acea ajustare a cornetelor, nu vă produce umflarea ochilor, a nasului, nici, învinețiri pe față și nu a fost nicio durere. Deci,
stați liniștiți, că dacă vreți să, dacă nu vreți să faceți operația azi, vai dragă, să, acum depinde de la om la om. Poate unii oameni au nasul foarte, foarte strâmb și înțeleg că vreți să, na, vă îndreptați lucru. Este perfect normal, dar tot ce vreau să vă spun este că dacă optați doar pentru deviația de sep și cornete, în așa fel încât să vă reparați respirația, să puteți să respirați și să eliminați cât mai multe cauze pentru durerile în gât, că o să vă ajute tare, tare mult la chestia asta dacă o să puteți să respirați bine, să știți că aici nu va exista nicio durere, dacă nu faceți și operația aceea de rinoplastie, de vizual, de ajust, de îndreptat nasul, ca să zic așa. Iar recuperarea va fi în funcție de fiecare în parte, de cât de bine vă faceți toaleta la nas, de cât de mult ascultați de sfaturile doctorului, ține de voi recuperarea. Cam asta e, cred că în orice domeniu recuperarea ține foarte mult de individ, de felul cum are grijă să se recupereze și în unele cazuri te poți recupera mai greu, în alte cazuri te poți recupera mai ușor. Acum, v-am spus, e în funcție de fiecare, nu este general valabil. Așa că imediat după operație, în ziua respectivă, n-am avut nicio durere, am stat liniștit în pat, a fost super chill. Doamna doctor a venit, m-a văzut, am fost ok. Și de data aceasta n-am avut nicio treabă cu sângerările, așa cum am avut cu amigdalele. Iar a doua zi, doamna doctor m-a chemat la dânsa în cabinet ca să îmi scoate bureții și ca să pot să respir și eu normal. Bineînțeles că pot să vă spun sincer că ăla este, cred că, singurul moment în care puteți să simțiți puțină durere sau, nu știu, durere, ca să nu zic puțină, că diferă iarăși de la om la om, durerea este și ea suportată în funcție de individ. Acum, cel puțin pentru mine, n-a fost o durere după, dar a fost doar în momentul când mi s-au tras acei burețel, a fost ceva foarte intens pentru mine, mi-a venit așa puțin rău. Dar mi-am revenit după aia, m-am întins puțin, a deschis doamna doctor geamul, a fost super cum se cade doamna doctor, dar acolo a fost destul de scurt momentul și na, acum probabil se și prind acei bureței de nas. Na, e ceva, nasul este și o zonă foarte sensibilă, nu știu dacă ați observat, nu știu dacă v-ați tras vreodată un fir din nas, să vedeți cât de mult lăcrimați și cum vă simțiți, că dacă firulețul ăla vă provoacă senzația aia. De-aia zic, nu știu dacă a durut într-adevăr foarte rău, ci mai mult intensitatea respectivă, pentru că zona este foarte sensibilă și bineînțeles era și operată. Eu atunci a fost singurul moment în care am simțit așa o durere mai intensă. După ce mi-a scos bureții din nas, am fost curățat cu un aspirator care avea o țeavă foarte, foarte lungă, cât să-mi ajungă până în partea elaltă. Știu că mi-a arătat și la cameră frumos cum arată operația, cum arată nasul, mi-a explicat ce a făcut pe acolo pe interior, s-a dus inclusiv cu el până în spate de tot, încât am văzut absolut totul, a fost foarte, foarte drăguț din partea domnului că mi-a arătat tot ce s-a întâmplat acolo. Știu că era bine de fiecare dată când mă curăța cu acel aspirator, pentru că am luat toate lucrurile, toate impedimentele, nu știu să zic așa, cojile în principal care se adunau acolo și îmi blocau nasul, îmi blocau căile respiratorii. Deci era extraordinar de bine când, de fiecare dată când mă duceam la doamna doctor și mă curăța, și cam asta s-a întâmplat după. Deci după ce am scos acei doi bureței, am fost curățat, mi-a arătat cum arată operația și dacă mai țin eu minte bine, mi-a recomandat să nu fac toaleta în ziua respectivă acasă. Cred că a doua zi a zis să încep cu toaletarea nasului, cu curățare și toate cele. Acum, eu nu mai țin minte toate procedurile pe care trebuia să le fac imediat după operație, așa că cel mai bine este să vă ascultați doctorul specialist care v-a operat și să respectați cu rigurozitate toate sfaturile pe care vi le-a dat și toate procedurile pe care vi le-a dat să le îndepliniți singuri acasă. Eu nu mai țin minte chiar toate, dar țin minte că toaletarea nasului era cea mai importantă, curățarea lui, și știu că am început parcă de a doua zi, dacă mai țin eu minte bine. Și cam asta a fost. N-am avut alte incidente, n-am mai ajuns pe la urgență, n-am mai sângerat. Bine, au mai fost perioade de sângerare, în principal când mă toaletam, dar am fost instructat, dacă mai țin eu minte bine, să apăs foarte bine pe nas și să stau cu nasul, cred că drept sau capul în sus, așa, nu capul în sus, capul în jos, cred că eram instructat, mai țin minte bine, așa, capul jos și să țină apăsat pe nas și că apoi mi se ducea. Dar n-am avut dăți în care am sângerat, decât foarte, foarte puține, și asta pentru că probabil când înmuiam acolo căile nazale, atunci probabil din cojile pe care mai erau, mai cădeau din ele. Dar așa, momente de sângerare am avut extraordinar de puține și ele au fost strict când mă toaletam. Tot ce trebuie să știți
așa cum am zis-o încă de la bun început, pentru că sunt constant în ceea ce vă recomand, încă de la începutul videoclipului, să nu vă fie frică de operație și, în general, valabil în viață să nu vă fie frică de nimic. Nu există nimic de care să vă fie frică, deci din viața asta nimeni nu scapă viu, așa că n-ai de ce să te temi de ceva. Pentru că, oricum, frica provoacă stres, aduce cu ea mai multe lucruri din punct de vedere energetic decât stresul, dar, în principal, ca să ne axăm mai mult pe domeniul științific, provoacă stres, iar stresul puteți să căutați în ce sursă vreți voi pe pământul ăsta, medical vorbind, vă îmbolnăvește. Da? Vă cauzează o groază de boli și, bineînțeles, vă scurtează viața. Așa că, așa cum am zis, să nu vă fie frică, în special de operații, în special de lucruri care vă fac bine și, în general, să nu vă fie frică de nimic. Asta o dată. A doua oară, încercați să stați cât mai detașați, pentru că cu siguranță o să fie perfect normal să aveți emoții, cu siguranță o să fie perfect normal să fiți puțin agitați, în special dacă sunteți la prima operație, așa că să știți că este normal, iar orice întrebare pe care ați avea-o, din punctul meu de vedere, atunci, după operație și chiar când sunteți acasă, eu zic să fiți în contact permanent cu doctorul, cu doctora. Dacă alegeți să vă duceți la doamna doctor Ana Maria Apostol, la doamna doctor la care m-am dus și eu și la a doua operație, pentru că prima pe care am făcut-o de scoaterea amigdalelor, am făcut-o tot la dânsa, să știți că este foarte comunicativă. Și după aia, recuperarea, după cum v-am spus, deci este tot așa, fără durere. Ține de voi cât de repede vă recuperați. În principal o să trăiască probabil să vă duceți, eu asta am făcut, m-am dus periodic de câte ori mă chema, nu mai țin minte cât de des, în prima parte a perioadei mă duceam destul de des și după aia în a doua perioadă mai rar pentru că începea să vindece nasul. Iar în aceste perioade pur și simplu eram curățat, eram dat cu nu știu ce soluții pe acolo, dânsa știe, mai îmi băga niște niște pansamente și mai stăteam cu ele în nas, depinde, o oră, jumătate de oră, nu știu dacă stau mai mult de o oră vreodată, dar știu sigur că era foarte, foarte bine când mă curăța, pentru că efectiv simțeam și eu că respir, pentru că se formeau cojițele respective pe care le îndepărta doamna doctor cu atât cu penseta, cu foarfeca stil pensetă, nu știu, cu foarfeca în special, cât și cu aspiratorul. Și mă simțeam super, super mega, parcă mi se lua ceva de pe suflet de fiecare dată când mă duceam acolo și mă curăța, pentru că efectiv fizic mi se lua ceva din nas și puteam să respir, era super, super bine. Acum, spre final, chiar stau și mă gândesc dacă le-am acoperit pe toate, oricum, în caz că nu le-am acoperit pe toate, orice întrebare ați avea legată de experiența mea și legată de mine în special, vă aștept cu drag în comentarii, vă voi răspunde acolo. Orice întrebare aveți legată din punct de vedere medical și de procesul medical, v-aș recomanda să vă duceți la un doctor sau să o contactați pe doamna Ana Maria Apostol, pentru că cel mai bine un medic vă poate explica ce s-a întâmplat și cum s-au întâmplat lucrurile. În ceea ce ține de mine și de experiența mea, sper că n-am ratat nimic. Bun, cam asta a fost, eu vă mulțumesc tare, tare mult, din nou, pentru vizionare, pentru timpul vostru. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Dacă vreți să dați mai departe acest videoclip, m-ar ajuta foarte mult și cu un share. Dacă vreți să vedeți și mai multe poze, story-uri, anunțuri, bineînțeles, puteți să dați un follow și pe Instagram. Mă găsiți și pe TikTok și pe Facebook, bineînțeles, cu Strike-ul peste tot. Așa cum am mai spus-o și în celelalte videoclipuri, vă doresc o evoluție exponențială zilnică. Până data viitoare, am fost Strike-ul, v-am salutat. Ciao, let's.